decizia așa. Scrii? Scriu. Căutăm solist vocal. În paranteză sau solistă. Pentru a se alătura formației noastre. Scrie în paranteză superformație. Ați găsit careva pe holonstrou albastru? Mi-a căzut din ghiozdan. Era albastru stilou? Da, albastru. Atunci n-am văzut niciun stilou. Pune-și tu un anunț la vizier. Poate îl găsește cineva și îl recuperezi. Dar vezi să precizezi că oferi și recompensă, că altfel nu ți-l dă nimeni înapoi. Unde rămăsesem cu anunțul nostru? La superformație. Superformație, cu care vom participa la preselecția emisiunii România au talent. Pune și 4 semnele exclamării la final. Trece ora și sala de clasă, unde va avea loc audiția. Am pus 5, ca să pară treabă serioasă. Dă să lipesc. Credeți că o să vină cineva la audiție de data asta? Data trecută a venit doar o persoană. Venise femeia de serviciu să spele pe jos. Dacă nu era afană, eram dispus să o luăm în formație. Asta e. Dacă nici acum nu vine nimeni să se alăture formației noastre, ne destrămăm. Sau ne apucăm de manele, ce ziceți? Mai bine ne destrămăm. Bine. Să dă ceva pe gratis, scorul, manuale noi, note bune. Nu se dă nimic, aici e o preselecție. Wow, se calcă în picioare să intre în formație. Suntem chiar așa de bune? Hei, voi trei, stați la rând ca toată lumea. Dragi candidați, noi suntem cei care am pus anunțul la vizier. Noi suntem cei care vom face preselecția. Voi sunteți juriul? Da, juriul, poți o ieși așa. Noi suntem juriul. Poftiți, poftiți! Mulțumim, mulțumim! Bună ziua, numele meu este... Maria, știm cine ești, te știm din clasa 1. Știu, dar așa se procedează la preselecții. Pot să încep? Sigur, încep când ești gata. Am niște emoții, mi-au transpirat și palmele. Nu-ți faci atâtea griji, e doar o preselecție. Bine, încep. Abia aștept să te auzim. Una, două! Cer scuze, v-am zis că mi-au transpirat palmele. Reiau. Una! Oprește-te o secundă! Of, și de data asta chiar mi-i trase în mână. Sunt sigură că nu mă mai opream până la 3. Îmi pare rău că te opresc, dar ce naiba faci? Păi ăsta e talentul meu. Joglesc cu mandarine, stând într-un picior. Pare mai degrabă că vrei să le storjând cu ele de pământ. Îmi pare bine, dar noi căutăm un solist vocal. Păi nu-i aici preselecția pentru România au talent? Aici este preselecția pentru formația noastră, care va participa la preselecția pentru România au talent. Nu mai înțeleg nimic. Maria, aici e o preselecție pentru preselecția emisiunii România au talent. Acum te-ai lămurit? M-am lămurit. Nu vă place cum joglesc cu mandarine. N-ai înțeles. M-am înțeles foarte bine. Sunt respinsă. E, poate la anul. Poate dacă joglesc cu portocale în loc de mandarine. Asta e, portocale! Genial! Ne vedem la anul! Ce amețită! Următorul! Bună ziua! Numele meu este... Înainte de toate, zi-ne care este talentul tău. Vocea, bineînțeles. În sfârșit, ești unde trebuie. Încep când ești gata. Stop! De ce țipi? N-ai zis că talentul tău e vocea? Ba da! Vocea mea e incredibil de puternică, care sparge sticla. Priviți cu atenție cum voi sparge acest bec cu vocea mea. Nu mai înțeleg eu nimic. Mă duc să mai verific o dată anunțul. Încă ceva. Vă rog să nu beți din pahare în timp ce urlu, pentru că s-ar putea să vi se spargă în gură. Nu bem, fii fără grijă. Iar dacă aveți ochelari, vă rog să vi dați jos, pentru că s-ar putea să vă crap lentilele. Nu purcă. Atunci sunt gata. Și vă rog, pentru binele vostru, să țineți mâna la ochi, ca să nu vă sară cioburi în ochi. Priviți aceste cioburi! Ce-am făcut!
Wow! Chiar nu-mi vine să cred! A dat cu el de pământ. Am înțeles, a dat cu el de pământ ca cu portocale. M-a calificat pe mai departe? Am intrat în semifinală? Anastasia, mulțumim că ai venit, dar ai greșit locul. Aici este o preselecție pentru o formație rock. Noi căutăm un solist, ne pare rău, chiar nu. Dar la Vizieschi ea doar preselecția România au talent și 5 de semnul exclamării. Am citit cu ochii mei. Cineva a lipit un anunț peste prima parte a anunțului nostru. E doar o confuzie. Anastasia, te rog, cheamă înăuntru și pe ceilalți candidați. Bună ziua! Numele meu este Rebecca, iar talentul meu este să imit voci. Mulțumesc, stai jos! Dar nu vreți să vă imit un moș, o babă care se ceartă? Sau pot să imit animale? Un guguș, tiu-uc, guguș, tiu-uc, sau o vacă, o pisică? Nu e nevoie! Talentul tău care e? Eu sunt dresor de animale. Asta și-a uitat animalul. Andreea, ți-ai uitat leul pe culoar? S-a rătăcit elefantul prin școală. Râdeți ca fraierii. Eu nu dresez lei. Oricine poate să dreseze lei, urs sau elefant, un fleac. Eu dresez furnici. Da, ne-am lămurit. Dragi candidați, aici nu este preselecția pentru România au talent. Noi căutăm un solist sau o solistă pentru a se alătura formației noastre, cu care vrem să participăm la preselecția emisiunii România au talent. Păi vrem și noi formație, vrem și noi la România au talent. Eu chiar am voce. Lăsă-mi la o parte furnicile, nici eu nu sunt chiar afană, am voce. Și eu, și eu, și eu, și eu. Știți ce e mai bun decât un solist vocal? Doi soliști vocali. Și știți ce e mai bun decât doi soliști vocali? Trei soliști vocali? Un cor! De ce nu facem un cor cu cei din clubul nostru? Iar voi trei vă ocupați de partea instrumentală. Nu e o idee. Cei care au voce să vină aici, la tablă. Anastasia, treci la loc în bancă. Noi vrem să spargem audiența, nu becurile. Dar am o voce de soprană. Nu știți voi să apreciați arta clasică. În colților. Ia să facem o probă. Știe toată lumea refrenul de la We Will Rock You? Da. We will, we will rock you. We will, we will rock you. Dacă repetăm câteva zile, o să iasă chiar bine. Dar unde ținem repetițiile? La mine nu se poate, că am niște vecini cu un copil mic și trebuie să merg prin casă pe vârfuri, că altfel se trezește bebelușul. Nici la mine, că stau chiar lângă administrator și ține la orele lui de somn. Deci, unde ținem repetițiile? Cum unde? Mai și întrebați? În Club 410, evident. Locul în care faci ce nu poți face acasă. Acolo va fi sala de repetiție a formației noastre. Și cu doi cubi răbăde. Nu e problema noastră că sunteți afoni. Vă descurcați. Am auzit că tu jonglezi foarte bine cu portocale. Ți se spune storcătorul de citrice. Dar și noi facem parte din Club 40. O suntem un grup unitor, nu mai suntem. Nu mai suntem. Toată lumea are versurile în față? Tobașoarele pregătit? Da, unul alea să pune le sare smațul. Suntem gata de prima repetiție. Atenție! Începem de la We Will Rock You. 1, 2, 1, 2, 3 și... cineva sub noi, la parter. Uite că s-a oprit. Mai încercăm o dată. 1, 2, 1, 2, 3 și... We will rock you.
Eu în condițiile astea nu pot să dirijez. Îmi pierd și ritmul. M-am sus 2 zile până la preselecție și noi nu avem unde să repetăm. Vă rog eu să-mi facem niște și să-i rog să le explic cu vorba bună. Stai, Cătrin, să le dăm și cutia asta de bomboane. Era pentru noi, dar mai bine le dăm vecinilor. Numai să ne lasă să repetăm. Familia Țeavă. Și ne mai mirăm că bate în țevi. Și ești un anunț ce scrie? Păstrați să nu știam loc și un semn de interzis muzica rock. E clar cu ce nebune avem de face. Ține bomboanele la vedere. Și ni acolo! Pe cine de deasupra? Nu fă cu nos, nu deschid. Eram sigură, e o babă nebună. Și doriți? Deschideți că avem ceva să vă dăm. Și să-mi dați, mă, o bătă în cap și să intrați peste mine? Voi vreți să-mi furați bibelourile, știu eu. Nu, mamaie, avem bomboane. Pampoane? Dar și eu, majorietul? Bomboane. Crampoane? Dar și eu, măi, fotbalistul? Bomboane? Tampoane? Dar hai, nu fi o praznică. Cum n-ai bau de gălăgia de la noi dacă e halul ăsta de surdă? Mamaie, avem o cuție de bomboane de ciocolată. Sunt diabetică. Știam eu, vreți să mă omorâți? Simt că mă lasă nervii. Lasă, Cosmina, știu cum să vorbesc cu babele. Mamaie, te putem ruga ceva? Nu! Putem să repetăm și noi câteva ore pe zi. Promitem că facem cât mai puțină gălăgie. Nu puteți! Știți de ce? De ce? Pentru că n-aveți pic de talent. De-aia, afonilor! Nu, chiar mă enervează baba. Afoane și tu, mamaie! Hai, Cosmina, că n-avem cu cine discuta. Chiar s-a ofticat. Îi învățăm noi în minte să nu ne mai exclude altă dată din Club 40. Are fiecare băbiet cont de detalii. Ciocan, ciurbeziță, cheie franceză. Înapoi l-a bătut în țep toată lumea. Afon, ne face pe noi afon. Fiindcă mai am comerțeală. Bate baba asta în seamă, parcă ar avea o mâncă, o carapatiță. Asta e, în condițiile astea, propun să amânăm pe termenele definite de petițiile. Hai să mergem acasă. Stați puțin, dar nu vrea să ne învață așa ușor. Dar ce vrea să facem? Nu o să-mi bate în seamă mai ceva ca Olga la tot. Ce faci? Îi sară în cabană, crede că ne-ai dat-o mai afară? Are dreptate că și mea, trebuie să-i postăm. Ăla de furnici, în această cutie de chibrituri am câteva sute de furnici. Le-ai numărat? 425 cu aproximație. Și o să meargă pe bicicletă sau... Să ține mingea pe nas, cum am văzut la circ. Tate, sunt furnici, nu o șpană. Atunci, ce știu să facă? Aceste furnici sunt antrenate ca trupele speciale, iar la ordinul meu se duc în acest direct retrins. Unde credeți că le voi trimite? La magazin! Se iau acolo, că s-a terminat. Nu, le voi trimite să invadeze apartamentul de dedesubt. Ce vecini de treabă avem deasupra noastră, sunt foarte liniștiți. Sunt niște vecini foarte de treabă, respect orele de somn. Le-am tăiat piuitul. Chems, de ce-i zis Chems? Ți-am făcut eu un semn? Da, te-ai scărpinat pe braț exact așa cum stabilisem. M-am scărpinat pentru că m-am mușcat ceva. Ce naiba e asta? O furnică? Contra Chems, te-ai scărpinat și tu. Și pe mine m-a țepat ceva. Voi vedeți câte furnici sunt aici? E o invazie! Astea sunt furnicile de luptă ale Andrei, antrenate să muște la comandă. Se pare că colegii noștri au trecut la represare. Îmi place că joacă tare. Vor să o evacueze pe babă. Dar pe perete ce e? Unde? Acolo, sus în colț. E inundație de deasupra. Unde vărți găleata asta? Pe jos, să o inundăm pe babă. Ai bine? Nu, varsă-l în baie, să-i stricăm zugrăvea la uniform. Și dă-te moldoșului să curgă pe lângă. Da. Cred că e suficient, cred că s-a calmat băbuța. De unde vine duhoarea asta? Nu vă uitați la mine, că i-am făcut duș astăzi. Mă rog, nu chiar astăzi, dar săptămâna asta nu e de la mine. E mâna babei, închide-ți ferestrele!
este gunoi de la ghenă. O să ales un peste stricat în ea și restul de la o ciorbă de burtă. Abia poți respir. M-a zis să-i deșea și pe ăștia, sfera asta lor, că mirosul se duce în sus. Eu propun să jucăm jutronul. Ieșim acum afară când avem treabă? Nu, vom juca chiar aici, în casă. Olga, știi să joci jutronul ăsta pe scaun? Bineînțeles, doar că îmi trebuie ceva greu cu care să arunc, cum ar fi... oala asta. Ferestrele. Dar de ce ai vrut să țip? Îi lăsăm să creadă că au câștigat bătălia cu baba de la parter, iar mâine, când vin la repetiții, le dă lovitura finală. Mâine după masă preselecția. Păi dai grijă să nu-ți rup mâna. Dar ce e acolo la ușa babei? Țeava Ecaterina, 1920-2015. Tobe. Bine. Andreea, vocea o tonalitate mai sus. Dar pe ansamblu e foarte bine. Ce s-a întâmplat? Ce aveți fețele astea? Nici nu știu cum să vă spun. Mi-ați găsit stiloul? Baba, s-a dus. Yeah! N-ați înțeles. Baba s-a dus pe lumea cealaltă. Noi am omorât-o. Începe preselecția. Mai mergem? De preselecție ne mai arde nouă. Eu n-am putut să dorm toată noaptea de remușcare. E normal să ai remușcări, că tu cu furnicile tale ai băgat-o în groapă. Ce vorbește, vină Cosmine, care a inundat-o. Probabil sărmana a făcut infarct de spălare că i-a strigat zugrăveala. Poftim? E vina Olga, care a sărit șotronul în cap. Opriți-vă din ceartă, e vina tuturor. Asasinilor! Ai auzit și tu ce s-a întâmplat? Normal că am auzit! Criminalilor! Ați omorât-o biata bătrânică! Ne pare rău, din suflet! Ați lăsat pe drumuri 5 nepoței care nu se vor mai juca vreodată cu bunicuța lor. Dar ce mai putem face acum? Sper că nu vă mai stămindea la România au talent. În loc să mergeți la preselecție, ar trebui să vă duceți la ușa ei, să prindeți și voi o lumânare, să vă ierte Dumnezeu! Are dreptate, Anastasia! Nu mai mergem la nicio preselecție! Formația ta de strămoară! Ceva de bine despre ea. Dar nu știu mare lucru despre ea. Zice, știi. A fost o femeie puternică. Bătea foarte puternic în țeavă. Amin. Și nu e acolo! Ești atât de bun cu invitația asta de voci. Suntem vecinii de deasupra. Am venit să lăsăm un omagiu soției dumneavoastră. Din cauza voastră am rămas singur la bătrânieții. Iertați-ne! Să-mi plătim zugrăveala! Zugrăvim chiar noi! Puneți să-mi promite că nu plătim niciodată. Jurați că nu veți mai deranja vecinii niciodată? Jurăm! Și că nu veți mai cânta niciodată? Jurăm! Dacă vreodată veți mai cânta, băbuța mea va veni de pe lumea cealaltă să vă bântuie. Și mai am o rugăminte. Orice, dacă vă putem ajuta. Știți melodia aia, We Will Rock You? Da, o știm. Puteți o fredonați un pic, că am uitat-o.
îs bătrân și m-a lăsat memoria. We were rocking. N-ați zis, mă, că nu mai cântați niciodată?